Scene incredibile în plină stradă. Protagoniștii sunt senatoarea Diana Șoșoacă și soțul acesteia, care ar fi lovit un agent de poliție chemat la casa celor doi. Totul s-a întâmplat după ce un interviu luat de către o echipă de jurnaliști italieni a luat o turnură penală. Doi dintre ziariști ar fi fost sechestrați în biroul senatoarei. Întregul scandal a pornit însă de dimineață când senatoarea a mers la parchet împreună cu soțul ei, Silvestru Șoșoacă. Acesta este acuzat de ultraj după ce un interviu cu o echipă de 3 jurnaliști de la Postul Național din Italia, Rai 1, ar fi degenerat. Iată varianta senatoarei. Doamna jurnalistă a început să urle și să mă amenințe că o să cheme ambasada și să-mi arate ea mie ce poate să facă. Am solicitat poliția 112, a venit poliția, între timp jurnalista a plecat. Ceilalți doi colegi ai acesteia ar fi fost sechestrați în locuința senatoarei, spun surse din poliție. Presa italiană scrie că senatoarea Novax a atacat-o și a sechestrat-o pe jurnalista Lucia Goraci, venită în România să realizeze un reportaj despre țara aflată pe penultimul loc în Europa în privința vaccinării.